Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soarele în Venus, ascendent nodul nord în Capricorn. Nu pare rău că am întârziat, dar am avut... De vineri am hotărât să fac pomană și sâmbătă și duminică, în fine, au necesitat niște activități, da? În timp ce am amestecat, dragii mei, dar o să mai trag o carte, da? A venit elefantul, Ganesha, pentru unii care știți ce înseamnă Ganesha, numărul 10. Trebuie să fiți în top 10, leadership, conducători. Aveți această capacitate să vă conduceți viața și să-i conduceți. Aici e secretul, de fapt, conducătorilor. Cei care reușesc să-și conducă viața, pot să-i conducă și pe ceilalți. Cei care nu reușesc, nu sunt adevărați conducători, nu sunt adevărați alfa. Și, eventual, cu acest Ganesha, aveți susținere din alte dimensiuni, din alte spirite vă susțin, cei care s-au dus, neamuri sau alte spirite mult mai înalte, care văd ceea ce faceți. Eventual, aveți de-a face cu un conducător, în cazul în care nu vă regăsiți, unii dintre voi. Dacă nu vă regăsiți și aveți de-a face cu un conducător, inspirați-vă din din manifestarea aceasta, sau măcar din cartea aceasta, ca la un moment dat să vă conduceți viața și să inspirați pe ceilalți în a manifesta cele mai bune versiuni ale lor. O să pun capătul, ca să pun cartea în setul de cărți. Și o să mai amestec. Vreau să zic să citesc la capătul setului de cărți, dar când va fi timpul deocamdată. Au mai venit niște cărți, acestea, 9 de bâte. Vreți să blocați pe cineva? Eventual, după o perioadă de blocaj în viața voastră, ați întâmpinat niște greutăți, da? Stați în picioare, ambițioși, da? Și pregătiți să vă transformați într-un viitor conducător. Ați trecut, repet, prin multe eșecuri, prin multe greutăți. Acum vă conduceți viața, ați învățat să puneți granițe în fața unor energii negative, unor persoane, să delimitați zona, da? Până aici putem sta de vorbă, de aici încolo nu se mai discută, da? Se trece la, eu știu, o anumită atitudine. Ați avut de-a face cu oameni care v-au mințit. Acum sunt mulți oameni care ne mint, eventual și la locul de muncă sau la locul de muncă, poate n-au fost doar minciuni, poate au mai fost și alte povești. Povești de amor sau, eu știu, de alt fel. Da? Oricum, acestea v-au adus regrete. Poate că un contract din cauza concurenței și a minciunilor a fost tulburat. Nu știu dacă ați avut puterea să rupeți acest contract, dar contractul v-a afectat starea de bine. Unii dintre voi poate regretați o căsnicie, plângeți după o căsnicie, justiția, după, eu știu, sau o căsnicie v-a adus multe conflicte, vedeți unde sunteți, și lacrimi. Oricum, aveți grijă la colaboratorii. Colaboratorii și nu doar. Dacă sunteți în poziție de conducător, unii dintre voi, repet, unii chiar puteți, aveți grijă și la slujbașii voștri. Care poate vin, pleacă și nu-și fac datoria. Mare, mare grijă. Dau mesaje pentru mai multe categorii de Capricorn, da? Hai să vedem. Pentru martie aproximativ. Știți că la nivel spiritual nu există calendarele noastre. Plus că acestea după care ne coordonăm noi nici nu sunt singurele calendare. Interesant. Observator și conexiune. Apropo de ce am zis mai devreme. Conexiuni, colaborări. Observați. Stați mai detașați și observați. Conexiunile. Aveți două spirite foarte puternice care au apărut în etalare. Ganesha și Ra, eventual, sau Osiris. Ar trebui pentru unii dintre voi care aveți timp și curiozitate și dorința de a vă culturaliza, pentru că nu are rost să spun eu acum foarte multe, să citiți un pic mai mult, da? Ia uite, strategie, minciunele, da? Oameni care au măști și creează strategii. Eventual și voi trebuie să aveți o anumită strategie să vă purtați cu aceea într-un anume fel, să observați, da?
conexiunile, legăturile, web-ul, mare grijă dacă aveți afaceri pe internet sau legături, mai ales de amor pe internet, mare grijă, mare grijă. Mesaje. Vedem. Ia uite, tot cinci de bâte. Eliberați-vă de trădări. Și, da, vă vinde cazul pe o perioadă în care probabil că v-ați făcut iluzii cu cineva sau ați sperat, poate n-au fost iluzii, dar ați sperat, în fine. Însă, sunt experiențe de viață. Speranța, iluzia v-a făcut să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, alte dimensiuni mai înalte. Dar revenind pe pământ, aveți parte de trădări, de dureri, de suferință, de boli, de pierderi umane, da? Și uite, așa apare conflictul, între bine și rău, între bine și rău. Dar necesar ca să creștem. Ca să creșteți și voi. Dar, vorbiți și la modul general, da? Soare, Luna, Venus, ascendentul lunar din Capricorn. Odată, aproximativ martie, de două ori, de trei ori, poate să fie și până pe 6 aprilie, dacă voi vreți să limitați. Centra. Turnul, separări, evenimente. Am mai fost la o zodie, turnul, chiar central. Parcă. Sau a fost, nu, luna trecută a fost, parcă la vărsători. În ianuarie sau în februarie a fost la vărsători, probabil că aveți acolo planete. Provocarea este 4 de monede. Evenimente neașteptate în sufletul vostru, ceva se dărâmă. E o construcție aici, este între construcția tradițională, 4 de monede dezvoltă în timp prin încăpățânarea sa și prin educația primită, să țină da bani la, nu știu, ce alte lucruri, la anumite relații, la, să zic, o familie care nu e musa e fericită, dar crește, construiește, crește financiar, construiește. Oarecum 4 de monede stă la baza construcției acestui turn. Și turnul a crescut, a crescut, s-a dezvoltat, da? E încăpățânat, ține la bani, pune banii deoparte, muncește, stă acolo, nu se distrează. O să clarificăm. Și uite așa, acest 4 de monede a construit ceva și acea construcție se dărâmă. Aici e provocarea. Poate să fie și invers. Provocarea este după dărâmarea unei construcții, unui sistem de gândire. Dacă s-a dărâmat, înseamnă că nu mai este potrivit, nu musai timpului cât vouă. Dacă s-a dărâmat, apare șansa să vă conectați la lumină. Da? De-aia zic, observați. Observați tot ce se întâmplă în jurul vostru. Și prieteni, și nații, nu doar în viața voastră personală, observați. Eventual, în acest haos, că turnul creează haos, pierderi și umane și materiale, în acest haos, provocarea este să vă găsiți stabilitatea. În câteva principii sănătoase, asta e varianta bună a lui 4 de monede. Își menține resursele, că tot vine criză financiară, aveți grijă de bani, da? O să clarificăm, dar interesant, am simțit în timp ce citeam o pulsație la nivelul plexului solar. Pentru unii mare grijă că plexul solar este blocat. Nu întâmplător am simțit această avertizare. Plexul solar, încrederea în voi. Ori este foarte mare, conducătorii au plexul solar în exces, dacă nu sunt conducători spirituali, ori e în scădere. Vedem. E interesant. 4 de spade invers. În trecutul îndepărtat. Ați avut o pierdere, o suferință, poate a murit cineva, poate ați fost bolnavi, poate ați fost dezamăgiți, dar v-ați eliberat. Înseamnă că ați ajuns la o înțelegere, la un as. La un as. Mai! Am luat setul de cărți invers? Ia să vedem. Da. Acum lăsăm așa cum a picat. Eu o să țin cărțile acum normal, da? Știți că nu e nimic coincidență. În ultima vreme, 5 de bâte invers, l-am văzut și mai devreme. O să și clarific cu setul de cărți normal.
Probabil că v-ați bătut pentru ceva foarte mult, ați avut conflicte cu cineva și în ultima vreme, da, interesant, conflictele au dus la turn, dar la separare. Și aici e provocarea să vă găsiți echilibru. Și cum îți găsești echilibru când e haos? Haosul creează conflicte, dacă nu, evitând conflictele. Pentru că în trecut ați învățat să vă ordonați mintea, să vă țineți în control, să observați. Dar, hai să vedem în continuare, în viitorul îndepărtat, justiția. Vedem ce înseamnă exact. Poate se face justiție pentru voi dacă voi ați pierdut într-un contract. În prezent, munciți. Da? Da, este sfatul. Țineți-vă resursele, dar nu fiți prea stricți, adică nu prea închiși în voi. Aici e varianta bună. Țineți de resursele, de principiile sănătoase. Ca să puteți să vă reconstruiți, că ceva s-a dărâmat, se dărâmă. Posibil și evenimentele din jurul nostru vă sperie, sper să nu vă speriați, stați calmi, anticipați că în orice situație de haos se poate regăsi echilibru într-o formă sau alta, în mod special prin conectarea la spiritul nostru, la sinele nostru superior, la Dumnezeu, la credință, la pasiune, la hobby-uri, la alte abilități pe care le aveți. În prezent munciți. Ca să vă mențineți stabilitatea, să vă reconstruiți eventual sau ceva la locul de muncă. Vedem, o să clarificăm. Sfatul, 9 de bâte, a apărut a doua oară, confirmare, da? Puneți granițe în fața celor care întrec măsura. Dacă ați trecut prin zdruncinături, învățați din ele, vă ridicați atât timp cât mai stați în picioare, chiar și sprijiniți. Înseamnă că mai puteți. Mai aveți încă o lecție, cel puțin încă una. Dar o să clarificăm. Poate voi trebuie să-i blocați pe alții. Repet, cei care v-au mințit, cei care v-au creat strategii. Ia uite! Aveți pe cineva care vă urmărește. Watcher. O persoană invidioasă. Una e să observe, aici e vibrație înaltă, cealaltă este vibrație joasă, este 15. Energia diavolului, 5 și cu 1. 6. S-ar fi putut să fie armonie, dar s-a preferat conflictul, da? Aici este, observați, detașați-vă, ridicați-vă cât mai sus, în gânduri, în simțuri, ca să puteți manifesta la un moment dat dreptate, contracte armonioase, drepte. Am zis dreptate, juste, în fine, whatever. Sfatul, nu sfatul, exterior, regina de cupe. Exterior, regina de cupe pentru cineva. Nu știu pentru cine, o să clarificăm ce înseamnă regina de cupe. În general este o vibrație foarte frumoasă. Eventual cineva vă influențează, vă hrănește inspirația, vă inspiră să munciți, vă alină într-un fel sau altul zdruncinăturile acestea, separările. Dar o să și clarific, să vedem. În principiu, regina de cupe este o vibrație frumoasă. Plină de compasiune, de empatie, de înțelegere, cineva care vă ascultă, vă cheamă într-o zonă în care sunteți calmi, da? Nu zdruncinați. Da, ok, război. Ok, și? Puteți să vă găsiți pacea interioară și așa și este bine să vă găsiți pacea interioară, orice ar fi. Și asta înseamnă în sufletul vostru să fie pace și regina de cupe vă arată asta. De ce vă este teamă de spânzuratul? Eventual de prea multe sacrificii, de stagnare, dar repet, o să clarific. Există marcaj, nu zi musa, e zodia peștilor, dar există marcaj în zodia peștilor. Dar știi bine că peștii cu Capricornul creează sextil. Este un aspect armonios. Dar repet, nu vorbesc musa de zodia peștilor, cât de aspecte. Jupiter și Neptun în zodia Peștilor și Soarele probabil că mai îmblânzește din acest tumult Saturnul care dărâmă, cu care voi oricum sunteți obișnuiți, că sunteți guvernați de Saturn. De-aia zic, sunteți obișnuiți. Dar vă este teamă, eventual, aici este, poate să fie teama de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru că dacă e o construcție personală sau un sistem la care ați depins prin contracte, iar vorbesc pentru anumite persoane care sper să înțeleagă, da?
Dacă depindeți de un job, da? Cu alte cuvinte, de un anumit sistem și sistemul acela se dărâmă, normal că vă afectează și pe voi, că trebuie să munciți iar, să vă găsiți alt job sau alte acțiuni din care, sau activități din care să faceți bani. Și aici este provocarea și frica să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă a credinței, a spiritualității, să găsiți lumina. Iar v-ați săturat poate de sacrificii unii dintre voi. Ce vă doriți? 10 de cupe. Păi și eu îmi doresc același lucru. A, se vede, se vede, da? Normal. Uite, avem aceleași dorință. 10 de cupe, fericire. În cuplu, nu doar singura, la 9 de cupe. Posibil cineva vă inspiră, dar repet, să clarificăm că până nu se clarifică, totul sună foarte frumos. Dar neclarificat e normal să sperați încă. Păi aici e ideea, da? Aici e ideea. Și ce dacă se dărâmă? Și dacă se dărâmă? Atât timp cât voi sunteți fericiți, bine, echilibrați în voi. Nu puteți găsi fericirea, chiar și de scurtă durată, nu contează, să fie fericire, da? Ce reușiți să faceți, temperanța asta e, să vă ridicați gândurile cât mai sus și să priviți totuși dintr-o altă perspectivă. Sacrificiile sunt necesare, uneori. Pentru cei care le apreciază, pentru cauze înalte, dar pentru lucruri conflictuale nu se merită sacrificiu, vă zic. Ce reușiți să faceți, vă temperați, vă vindecați, lucrați la creșterea voastră spirituală și asta vă și inspiră în felul în care, pentru că curățându-vă energetic, atrageți altfel de bani. Și cineva ar fi posibil cu Regina de Cupe să vă inspire în acest sens. Din acest motiv apare justiția în viitor, vindecându-vă, curățându-vă de tot tumultul prin care trece și ați trecut, atrageți contracte echilibrate, corecte, oameni corecți și cu alte cuvinte, justiție în viața voastră. Prin vindecare se manifestă justiție în viața voastră și cea mai mare justiție ar fi un cuplu fericit. Valetul de monede în continuare și împărăteasa. Unii dintre voi vreți să vă întâlniți cu o doamnă deosebită. Alți, deosebită. Mai mult de atât nu pot să zic. Este o doamnă deosebită. Alții, dimpotrivă. Dacă sunteți doamne, așteptați eventual un mesaj de la cineva să construiască, să se implice. Că voi vreți să vă implicați, dar trebuie să se implice și voi, și ei, ca să fie o relație echilibrată. Că nu mai vreți relații dezechilibrate în care doar voi v-ați sacrificat. În fine. Unii dintre voi aveți de vindecat o relație între mamă și copil. Pentru unii dintre voi, da? Aici este. E o căsnicie. Pentru unii, nu pentru toți. Ia uite. Dacă vreți să vă întâlniți cu o doamnă, s-ar putea să vă doriți cu un copil, că apare și 10 de cupe. Că așa credeți voi, unii dintre voi, că fericirea înseamnă doar așa, mamă, tată, copii, copilaș. Bine, fericirea înseamnă mult mai mult, din punctul meu de vedere. Dar pentru unii oameni, asta e o familie fericită cu copii. Și dacă vă întâlniți, însămânțați, nu e vale de bâte, dar este vale de monede. Eventual, pentru unii dintre voi, poate valetul de cupe să reprezinte niște scuze. Dar poate să fie și un copilaș, într-o formă sau alta. Acest mesaj se va manifesta foarte diferit de la om la om, de la Capricorn la Capricorn, da? Da. Va trebui să alegeți, să manifestați ceva stabil la capătul setului de cărți. Ia uite, 9 de cupe, îndrăgostiți-vă. Vreți să manifestați, asta e. E o schimbare de energie. Opa, asta chiar a apărut invers, da? După o perioadă de stagnare cu un fost, o fostă. E stagnare aici. Înțelegeți lucrurile. Deci asta pe loc. Nu degeaba a apărut în poziția fricilor stagnare, da? Ați stagnat. Poate că relația cu un semn de apă a stagnat. Asta e, a stagnat. Că dacă există distanță, dacă există diferite
diferite chestiuni care țin de tradiție, de cultură, de bani, de la, da? Nu neapărat că nu vă înțelegeți bine, haideți să înțelegem și chestia asta. O relație stă pe loc nu doar că nu vă înțelegeți bine, dar apar alte chestiuni, uite, regele de spade, chestiuni principiale, logică, rațiune în joc. Da? Și acum înțelegeți și voi că dacă vreți să aveți victorie, trebuie să manifestați. Nu? Victoria nu vine așa hodorom tron, trebuie să manifestați. Ce? Dragoste față de voi și uite așa vine și dragostea. Dar, ce ar mai fi în plus? Aveți de ales. Aveți de ales. Alegeri importante în dragoste. Ori stați pe loc, ori manifestați victorie într-o formă sau alta. Să vedem totuși ce altceva s-ar mai arăta. Gata, intrăm acum în etapa a doua, prelungiri, da? Clarificări. Nu vă place, dacă vreți, nu mai ascultați. Dacă vă place și nu aveți timp, puneți pauză și ascultați mai târziu. Se întâmplă. Mâncați ceva, luați o gustărică. Apoi vă băgați în pas și ascultați continuarea. Hai să vedem turnul pentru Capricorni. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. Aproximativ martie, turnul. Clarificăm turnul. Ca să știm exact în ce sens se desfășoară această poveste. Ups! Cavalerul de cupe? Wow! Eu uite, împăratul și împărăteasa. Vreți să luați de la zero și să vă creați stabilitate, unii dintre voi, că ați văzut leadership-ul, da? Conducătorii, pentru unii bărbați care sunt într-o anumită poziție sau ar putea să luați de la zero, să vă găsiți stabilitatea financiară pe cont propriu și în business se poate. Nu mai vreți să fiți slujbați, vreți să fiți, da, șefii voștri. Acum, pentru unii dintre voi, simt nevoia să zic că apare și o romanță trăsnet. Ia să mai luăm. O romanță trăsnetă, împăratul și împărăteasa, un cuplu divin. Melodie, ce vine melodie? Kings, you really got me. Opa, cavalerul de pâte, am zis că e romanță, pasiune trăsnet. Yes. Ia uite, ăsta e adevărul. Hai mă să pun roata norocului normal. Da. Ați stagnat lângă o persoană, ori voi, ori ei, din trecut. Da. Suferință. Acum, ok. Pun cartea normal. Ați văzut? Ați stagnat. Hai să schimbăm energiile. De aia sunt aici, da? Ca să schimbăm. Patru de bâte. Provocarea este. Clarificăm patul de bâte pentru capricornuții, capricornuțe. Sunt drăgălașe căprițele, că mă uit la videoclip, sunt multe. Dar cred că asta e cea mai semnificativă. Niște evenimente, niște vești, da? Vești, trăsnetul și e una așa aceeași cu cavalerul de spade. El aduce trăsnete și fulgere. Asta duce foc și pulbere. Dacă, da, niște vești neașteptate, ori voi vreți să ieșiți din această energie, dintr-o situație în care stați pe loc și vreți să vă mișcați. Ia uite, acum apare mișcarea, am văzut, da? Vedem o carte. Ori niște vești neașteptate, această dragoste, această romanță neașteptată și comunicarea cu cineva vă poate tulbura, așadar sfatul ar fi să vă păstrați totuși un dram de stabilitate. Mai dăm o carte. Hai să înțelegem exact. Am o carte pe provocare. Patru de monede și cavalerul de spate. Alt cavaler. Iute ca vântul. Iute ca vântul. Vești. Vești neașteptate, comunicare neașteptată sau hotărăm într-un plus, vreți voi să comunicați cu cineva la care țineți? Ia să vedem. Asta era. Doi de... Da.
Acești vești, acești, acești, acest vestitor, acești vești, vestitori sau veștile pe care le auziți vă provoacă să alegeți, da? Să ieșiți din stagnare. Asta e. Pentru că aici e o bută care stă pe loc, am vorbit despre o relație în care v-ați sacrificat în casă, pur și simplu. Au intrat lucrurile în stand-by, da? Și se învârte, ai dat search și se învârte, dar nu se mai mișcă nimic, da? Da? Și vine acest personaj, Hodorong Trombrus, cu o energie nouă, impulsivă, nu știu, de sună a poveste de dragoste trăsnet. Ia uite, trei cavaleri deja, câtă mișcare de, după atâta fric și ceață, da? Și aceștia sunt cei mai romantici din zodiac. O romanță trăsne în sufletul vostru? Ar mai fi, pentru că eu văd multe, dar ar mai fi. Dacă ați stat pe loc, ce vine? Vine oarecum cu altă energie inspirantă. Da? Inspirantă să descoperiți lucruri noi. În voi, în relații, în general. Și poate să țină și de business, și de familie, și de relații personale, da? Ori stați pe loc, ca la patru de monede, ori mergeți, explorați lumea. Asta e. Așa, am zis că mai mi-a venit un mesaj. Dacă v-ați separat de cineva din trecut, cavalerul de cupe vă poate vindeca și vă poate... Poate nu același, sau poate să fie același personaj cineva care vă vindecă de niște traume și același personaj, odată vindecat, vă ajută să vă recâștigați încrederea în voi. În cazul în care ați pierdut-o, că a apărut leadership-ul, să vă descoperiți conducătorul, da? Că am văzut și împăratul, da? Împăratul, ca să ajungă împărat, a trecut prin regi, a trecut și prin cavaler, da? Sper că înțelegeți. Se dorește manifestarea iar a unui zero, un moment zero, în care puteți cu oricine, orice să faceți. Dar voi trebuie să alegeți. Eventual un personaj vă dă stabilitate, altul vă instigă, vă aprinde și vă ajută să vă descoperiți. Clarificăm 5 de bâte. În trecut, ia uite, 6 de monede, posibil pentru unii să fi fost un triunghi sau o situație dezechilibrată, conflictele. Dacă a fost un triunghi amoros, în ultima vreme ați hotărât că nu mai vreți să fie trei, da? Cu alte cuvinte, vreți să fie două persoane, pentru că știți că 10 fericirea este în 2, nu în 3. Al treia, al patrulea, al cincilea ar putea cel mult să fie copii, nu alte persoane. Dacă au fost conflicte din cauza acestui triunghi amoros sau unui dezechilibru financiar, relațional, repet, și în afaceri se poate, posibil că v-ați hotărât să nu vă mai consumați, agitați. Cu alte cuvinte, din trei vreți să transformați în doi. Ia uite, asta e un nou capitol. În ultima vreme ați zis, gata, vreau să deschid o nouă pagină. Să pun capăt bârfelor, aha, cu valetul de spate, da, manipulărilor, da? Ia uite, fricilor, egoismului cuiva, clar. Cineva v-a condus, încearcă să vă conducă pe unii dintre voi. Dacă voi ați făcut asta față de cineva, voi știți. Dar eu citesc. Cum citesc? Găsiți-vă poziția. Pentru că și la zodia Capricornului sunt, da? Și aici, în această zodie, sunt și aici oameni buni, da? Noi vedem pe toți urâți și răi și, da? E aberant. 8 monede în prezent. Ah, ce mai văd în această carte? Ori voi, dar capricornii nu prea sunt așa, nu știu, depinde ce planete aveți. Oricineva cu planete în zodia ta,
taurului sau balanței, dar trebuie să știți harta. Dacă are Marte în balanță, are tendința să fie pasiv-agresivă. Zic și astrologii și toți o să vă zică. Ce, cu Marte, nu vorbesc de zodia balanței, vă rog frumos oricine, puteți să aveți și voi Marte în balanță. Și cineva în zodia racului și în zodia leului. Cine are Marte în balanță, are tendința să fie pasiv-agresiv. Da? Agresiv, dar pasiv. Nu se implică și creează conflicte prin faptul că nu se implică. Că de fapt, eu nu vreau să supăr pe nimeni, că asta este concepția. Nu vreau să supăr pe nimeni, eu vreau să fiu în echilibru, eu vreau să ofer tuturor, dar nu se poate, nu există așa ceva. Nu, nu există. Și din cauza asta se creează conflicte. Dacă ați înțeles lucrul ăsta, puteți să vă transformați viața și să vă reconstruiți. Cine o fi, o fi. 8 de monede. Pentru cine o fi mesajul este. O, sunt multe, nu, prea multe cărți. 8 de monede în prezent pentru Capricorn. Ia uite. Protejați-vă. Protejați-vă munca. Că am vorbit de trădări la locul de muncă. Protejați-vă munca. Mare grijă. Mare grijă. Eventual, dacă ați lăsat un narcisist în spate, o persoană egoistă sau niște bârfe, cum am zis mai devreme acum, când vorbim mai devreme despre trecutul apropiat pentru unii dintre voi, mare grijă că acești oameni, dacă îi lăsați, sunt în stare să vină la locul de muncă și să comenteze, să creeze bârfe, da? Și discuții. Și atunci trebuie să... Da, 7 și 9. Amândouă reprezintă blocaje. Blocaje. Trebuie să vă luptați pentru terenul vostru, pentru banii voștri, pentru transformarea voastră. Și puteți să aveți planete în Capricorn, planete progresive, dacă vă știți voi harta atât de bine. Da? Trebuie să vă protejați ideile, banii. Mai luăm o carte, hai încă una în prezent. Iată. 8 de spade. Este stresul cuiva mental. Sper că nu este al vostru. Că am văzut că lăsați ceva conflictual în urmă, da? Ar putea să fie persoanele respective blocate mental. Vai, cum ai părăsit, da? Că tot vreți să o luați de la zero. Eventual, dacă voi vreți să o luați de la zero, eliberați-vă de acest program, de niște programe mentale mai vechi, da? Și luptați pentru transformarea voastră, că 8, da? Adică, reprogramați-vă. Reprogramați-vă mental. Eu pot. Eu sunt în stare, eu sunt capabil, eu atrag bani, eu atrag spor, eu atrag fericire. Nu ce ați învățat în trecut. Eu sunt singur, pe mine nu mă iubește, da. Nimeni? Eu nu pot. Da. Asta e de fapt, eu nu vreau. Eventual, repet, aveți pe cineva, dacă nu sunteți voi, pasiv-agresiv, care creează conflicte. Asta e problema lor. Blocați, că vin cu un program mental negativ. Dacă aici este altcineva, blocați, ia uitați, blocați acest personaj și voi concentrați-vă pe munca voastră, pentru că aveți alegeri, ia uite. Cineva care vă ține pe loc, ia uite. 4 de monede, vă ține pe loc în relații karmice, tradiționale, stupide, da? Avem aici ars spânzurat, nu are legătură nici cu zodia peșilor, nici cu nimeni. Vorbesc de planete, da? Ia uite, și aici tot o legătură. De-aia vă este frică. De statul pe loc, când voi știți că puteți, pentru că Saturn nu poate să stea, trebuie să construiască. S-a dărâmat, ok, mergem, tragem un pic de aer adânc, un pic adânc în piept și acum reconstruim. Cu alte cuvinte, Saturn nu stă pe loc. O fi el încet, Saturn. Dar e încet pentru că își face planuri, pentru că își gândește. Reconstrucție. Pentru cine mesajul, voi știți. Sfat, 9 de monede, clarificăm pentru Capricorn. Nouă de monede.
9 de monede. Op, 3 de monede. În primul rând, da, ce am zis mai devreme, reconstruiți-vă. Veniți și faceți artă, faceți din ceea ce știți voi să vedeți, să faceți ce mai frumos, adică, cu alte cuvinte, cea mai bună versiune a voastră, cea mai bună versiune a, eu știu, a unui proiect. Dați cei mai buni din voi, dar protejați. Aici rezistați. Sunt experiențele prin care ați trecut. Durerile, suferința. Acum, v-ați oplit, da? V-ați oplit, dar într-un mod frumos pe unii dintre voi. Dar, dragii mei, nu exclu și posibilitatea unui triunghi la locul de muncă sau în alte zone, da? Interesant, apare un astfel de as de bâte. Ar putea să fie o nouă pasiune la locul de muncă pentru unii, dar mare, mare, mare grijă. Mare grijă. În primul și în primul rând, această energie direcționați-o în zona reconstrucției. Cu alte cuvinte, pasiunea, sexualitatea pot fi redirecționate în zona reconstrucției voastre. Dar nu uitați să blocați pe cine trebuie. Acum mai dăm o carte. Sfat pentru Capricorn. Sfat pentru Capricorn. 3 de monede. Asta e confuziile. Dacă e o dragoste care vă creează confuzii, am zis mai devreme, trebuie să alegeți. Și la îndrăgostiți alegeți și la doi de bute alegeți. Alegeți. Voi, aici e programarea mentală, iar. Ce vreți? Alegeți. Voi trebuie să știți ce vreți să creați în viața voastră, nu trebuie să vă zic eu, doar citesc cărțile. Voi știți ce vreți să creați. Interesant că au venit cărțile pe orizontal. Nu se știe exact dacă ele se duc în jos sau se duc în sus. Totul depinde de voi, de cum vă reconstruiți voi viața, cum alegeți să vă manifestați în afara mediocrității, dragii mei, da? Și ceea ce manifestați în fața barajelor, blocajelor pe care le puneți și în spatele blocajelor, granițelor personale. Una e în față, alta e în spate. Eu v-am transmis mesajul, acum voi decideți. Aveți multe opțiuni, hai să mai zic și asta. Aveți multe opțiuni, apropo că vorbim de reconstrucție. Alegeți dragostea, pentru că anul acesta aveți de ales între dragoste sau adicții. Între a trăi liber sau a trăi legați. 4 de monede, legați. Spânzuratul, 8 de monede, pasiv-agresiv în contracte, da? Contractele, poți fi căsnicii sau la locul de muncă, contracte. Sau relații de lungă durată, acolo sunt niște chestii. Aveți opțiuni, depinde de voi ce alegeți. De-aia zic, fiți înțelepți, 9 de bâte este înțelept. Și în momentul în care alegeți, construiți la superlativ. Am senzația că aceste două cărți sunt până la 3 de monede, până la reconstrucția aceasta. Și totuși există pentru unii dintre voi o dragoste care plutește în aer, care vă creează confuzii, care vă trăznește într-un mod neașteptat. Clarificăm Regina de Cupe pentru Capricorn. Influența exterioară nu sunteți voi. Regina de Cupe, ia uite. 6 de cupe și 7 de monede. Aici este confuzia. 6 și cum înseamnă 7. Pentru unii dintre voi, un personaj pe care îl știți. Poate să fie mama copiilor voștri sau un personaj pe care îl știți de mult timp sau o relație cu un suflet pereche. Nu zice nimeni că nu-i suflet pereche. Dar care a intrat în stand-by, în așteptare. Posibil acest personaj încă vă iubește. Dar vedeți voi că uneori nu este suficientă doar dragoste, așa cum nu este suficient nici atracția suficientă, așa cum nu este suficient
nici sau nu sunt suficienți nici banii, nici corespondențele mentale. Trebuie să le avem pe toate ca să ne putem bucura, nu? Trebuie să le avem pe toate. Pentru unii este un fost, o fostă. Care așteaptă ceva, nu știu ce așteaptă. Dar și asta e șapte de monede, trage către stagnare. De-aia zic mare grijă, ia uite. Cum să citesc aici? E o căsătorie, e un copil și este dorința de detașare. Pentru că se vrea manifestarea, ia uite, conducătorului, bărbatului divin, ca tot a văzut împăratul. Unii. Sau chiar și unele. Deci, cu alte cuvinte, v-ați săturat, poate, unii dintre voi și voi, da? E dreptul vostru să vă săturați de construcții învechite, de turnuri, de tradiții, dreptul vostru. Dreptul vostru. Până la urmă, Saturn e învărsător. Da? Ar putea să fie o mamă copii care stă și lucrează și așteaptă, dar și vă afectează. Mai dăm o carte, totuși, pentru exterior. Eu am senzația că este personajul care pentru unii dintre voi, da? Foarte ciudat. Poate acest personaj s-a simțit stagnat lângă voi sau lângă altcineva și acest personaj vrea să fie independent? 9 de monede. Deci, vedeți cum vă găsiți mesajul. Poate că mama copiilor vrea să fie independentă, vrea să-și găsească o cale. Pentru unii dintre voi. Pentru alții, alt mesaj. Și nu mai ne fixăm pe zodie, dar oricum văd marcaj puternic în pământ și apă. Marcaj, nu neapărat zodie. Marcaj. Poate să fie și zodie, dar marcaj, repet. Personajul care vă influențează și vă influențează pentru unii destul de bine. Pentru că nouă de monede influențează în bine. Cu alte cuvinte, vă stimulează să munciți, nu să stați locați. Pentru că e un suflet pereche. Care ține la voi, care așteaptă poate de ceva timp împăcarea cu voi. Ce să zic? E o dragoste, măi. E o dragoste care a rămas în tăcere. A fost ținută în tăcere. Și care se poate reactualiza. Într-o formă sau alta. Poate să se reactualizeze sub forma unei prietenii. Sau sub forma unei căsnicii. Variază de la om la om. Depinde de condiții, evident. Dacă sunteți pe
eu știu ce continente, distanță mai greu să se manifeste căsnicie. Pentru că nu e vorba doar de distanță, e vorba și de tradiții și de cultură. Dar măcar prietenie. Pare o influență totuși benefică. Acum vedeți că și cărțile bune au și ele părțile lor mai puțin bune. Vedeți unde găsiți acest personaj. Până să extrag 9 de monede, putea să fie un personaj din trecut care v-a ținut pe loc și care eventual acum își găsește, eu știu, independența. Vedeți, viețile oamenilor sunt complexe, sunt ciudate. Doar așa, în câteva cărți să povestești despre un om e mai dificil. Ar putea să fie această împărăteasă, acest personaj special, empatic, elegant, da? Un personaj empatic, răbdător, precaut, cu care corespundați foarte bine mental și emoțional, care vă simte, vă înțelege, dar care în plus mai este și independent, se concentrează pe reușitele, pe munca sa, da? Și alte cuvinte, vă inspiră să vă reconstruiți viața și acest personaj vă atrage să mergeți înspre ei valetul de monede și să vă întâlniți cu ei preîmpărăteasa ca să devină eventual împărăteasă în timp cu voi. Înțelegeți limbajul? Da. Vă atrage într-o colaborare, într-o nouă direcție, productivă, altfel. Eu așa simt. Dacă vreți să găsiți ceva negativ aici, v-am zis mai devreme că se poate. Ia clarificăm și stagnarea asta, spânzuratul în poziția fricilor. De ce apare acel spânzurat în poziția fricilor? Ia. Pentru capricorni, 6 de bâte. Pe de-o parte, a stat în preajma unor oameni egoiști care v-au ținut pe loc. Doar pentru ei, doar pentru ei, doar pentru ei. Clar, unii dintre voi ați trăit așa ceva. Doi, n-aveți încredere în voi, unii dintre voi, de-aia apare leadership-ul și, da, și conexiunea. Alegeți-vă conexiunile. Sunt conexiuni care vă leagă, vă înfofolesc așa bine, 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 ca aici, din care voi trebuie să vă... Și conexiuni care vă inspiră. Ia uite, și aici tot o conexiune, da? Sunt două personaje. Personaje care vă inspiră în a fi mai bun, în a fi liber, în a fi asumați, în a fi muncitori, în a vă reconstrui varianta voastră cea mai bună. Da? Și atunci. Conexiuni care vă susțin și conexiuni care vă țin pe loc. Asta e. Ce zisei mai devreme? Separați-vă de unii ca să puteți să mergeți într-o nouă direcție. Mesajele sunt cam asemănătoare la toate zodiile, pentru că viața tuturor este chemată la reconstrucție. 10 de cupe pentru Capricorn. Viața tuturor, nu doar a voastră, Capricornilor. Da? Trebuie să ne schimbăm sistemul de gândire și de simțire. Să învățăm să manifestăm cele mai frumoase lucruri. 10 de cupe, ce vă doriți? 10 de cupe. 10 de cupe. 10 de cupe. O căsnicie fericită. Pentru unii căsnicia este ideală. Da? Ce pot să comentez? 10 de cupe. Hai să vedem. Mai greu? 10 de cupe. Te rugăm să le clarifici. Ia. Trebuie să renașteți, da? Vă doriți să renașteți și să mergeți către destinul vostru, persoana predestinată, și aceea este steaua, da? Steaua înseamnă destin, înseamnă și vindecare, un personaj care vă vindecă și vă inspiră, cum zisei și mai devreme. Probabil că știți persoana. Dacă vreți să fie un ex, o ex, treaba voastră. Inspirați-vă din ce puteți. 10 de cupe, clarificăm. Dacă nu e ex, este un suflet pereche cu care rezonați foarte bine. Foarte bine. Care ați mai trăit într-o altă viață,
într-o formă sau alta, ați mai avut o relație și e o conexiune foarte profundă. 10 de cupițe! Cupșoare, cupșoare, cupșoare. Hai, capricornilor, de ce nu vreți mai să-mi arătați? Că și mie îmi plac poveștile astea frumoase, cu curcubee, cu dans și poezie. Hai, mă, o dată. De doi. Acum vrea, vezi? 4 de bâte, măi. Fericire cu flacăra voastră geamă. Întâlnire cu prietenii. Da. Asta aveți. O familie fericită. Și? Ce să faceți? Vă eliberați. De? Așa ar trebui. A trebuit să vă eliberați de cei care v-au creat. Ia uite, conflicte, v-au adus secrete, dezamăgiri, v-au bărfit, poate s-au și certat cu voi. Eliberați-vă de aceste energii și mergeți înainte cu încredere, al patrulea mesager, da? Și în acest context aș spune și vine să strănut că 7 de spade ar fi strategia pe care voi trebuie să o puneți la punct în această, eu știu, câștigare a fericirii voastre. Trebuie să fiți strategici. Hă? Nu șmecheri, e o diferență. Strategici. Dacă, neapărat, dacă plecați de lângă un narcisist, mare grijă, documentați-vă, vă rog, din tot sufletul, documentați-vă, pentru că de lângă un narcisist nu poți să pleci oricum. Mai ales dacă este și soț, soție, jale. E greu, greu de plecat, dar nu e imposibil. De a zis strategie. Aveți două variante, ori strategie, ori blocaj și dat replica. Bubuială de fiecare dată când vine cu teoriile, cu lacrimile, cu impresionările, cu atacurile, cu... Da? Nu e imposibil. Asta a spus-o pentru cine o fi. Dar, dragii mei, fericirea nu pică așa, pur și simplu. Trebuie să participați. Pe de o parte, în plan terestru, trebuie să vă creați strategic condițiile. Apoi, în alte planuri, trebuie să vă vindecați de trecut. Da? Ca să puteți manifesta abundență. Ia uite, dragoste. Dragoste. Împărăteasă, asta este. Zeița dragostei. Și aici avem pe cineva care totuși iubește și dăruiește și... E o persoană care vibrează cu ce... Sau vibrează... Măcar seamănă cu ce vă doriți voi, unii dintre voi. Seamănă. E un personaj care seamănă. Vedeți, voi aveți un portret standard al personajului sau personajului care vă face fericit sau fericită. Aici parcă seamănă totuși. Dar să nu fie fostul, fosta, că altfel dați înapoi, regresați. De-aia zic, e grea alegerea. Pentru că trebuie să discerneți între opțiuni confuzii și adevăr. Clarificăm justiția în viitor. Asta e pachetul lor luni. Să vă ajungă pentru toată luna. Ascultați acum un pic, mai ascultați și mâine. Păi, mâine lăsați link-ul deschis. Eu așa fac. Cred că am deja vreo 40 și ceva de pagini care stau acolo, le deschide fiecare dată. Le ascult mai târziu. Și le ascult. Ia uite. Vă eliberați de o căsnicie toxică. Clar. Pentru că apare vindecarea, de azi zic eliberare. Vă vindecați. Decideți. Da? V-ați săturat de lacrimi. E un personaj care v-a controlat. Mai dăm o carte pentru spade și justiție. Dăm o carte. Posibil pentru unii. Ia. Stea, vă vindecați, am zis mai. Am zis, sete, vezi? Vă vindecați. De un personaj care v-a adus multă suferință. Nedreptate cu justiția. Repet, locul de muncă, căsnicie și tendințe de a fi nedrept, nedreaptă.
De fapt, justiția înseamnă mai mult, înseamnă și karma. Un personaj cu care a avut o karmă negativă. Gata, vă vindecați. Vă vindecați. Apare temperanța, da? Două cărți care sugerează vindecare, comunicare cu îngerii. Clarificăm temperanța pentru capricornuți și capricornuțe. Temperanța, asta e, am lungit-o, mai contează. Hai să vedem și celelalte cărți. Temperanța o dată, de două ori, de trei ori, opt de bâte. Mergeți mai departe. Mergeți mai departe. Eventual vă călătoriți. Faceți o călătorie, poate unii dintre voi, că tot e post, care vă ajută să vă vindecați, să comunicați cu îngerii. Eu știu că e post și se mai fac genul ăsta de călătorie. Dar majoritatea veți comunica cu cineva care vă e profesor spiritual sau vă ajută. Am zis, vă ajută să vă alină, vă inspiră. Poate nu o să fiți cu acest personaj împreună să vă creați această fericire, dar deocamdată, posibil pentru unii, acest personaj, tu comunicând cu ei, vă inspiră la mai mult. Vă inspiră la mai mult. Da? 8 de bâte înseamnă că mergeți mai departe. Next! Gata. Acesta l-am testat. Next! Ia uite. Pasiune. Valetul de monede pentru Capricorn. Ce acest valet de monede? Ce vreți să construiți? Am tot discutat că e construcția voastră, dar totuși, hai să ne asigurăm valetul de monede. Da, vreți să puneți bază la o relație stabilă. Începeți cu o întâlnire. A date. A date. A date. Da, apare și patru de bâte. A date. La o cafeluță, la o prăjiturică. Eu prefer prăjiturile. Da. Aolo, e una bună, bună, rău de tot, cu miere, cacao și foi multe. Nu știu, o să le număr data viitoare câte foi. Așa e de groasă. Da. Întâlnire, întâlnire. Ca să crea stabilitate cu cineva. Și împărăteasa? Vrei stabilitate clar cu cineva. Împărăteasa. Clarificăm și împărăteasa. Ha. Cu alte cuvinte, munciți pentru stabilitatea voastră, că vreți să fiți regi, regine, da? De monede. Și în această perioadă veți comunica cu cineva, oferiți parte din timpul și din valorile voastre. Împărăteasa nouă de spade, interesant. Mai dă o carte pe împărăteasa. Mai dă o carte pe împărăteasa. Regina de monede. Da, unii dintre voi trebuie să alegeți. Îmi pare rău că trebuie să zic chestia asta. Între un soț, o soție și un personaj care vă duce mai departe de acest nivel, da? Căsătorie tradițională. E un personaj cu care, nu zic că nu v-ați înțeles bine cu soțul, soția, dar e un stres acolo. Pentru alții, în plus, da, e o trădare, uite, 10 de spade. Trebuie să vă vindecați, dar apare în paralel și o nouă dragoste. Poate și copil, în fine. E complicat, da. În plus, ce ar mai fi? E un personaj extrem de special, de valoros. Care și-a făcut griji? Poate a suferit pentru voi într-o formă sau alta? Ați putea să fiți împreună, regele și regina de monede, dar dacă depășiți acest clișeu, regele și regina, soțul și soția, dacă depășiți acest clișeu și manifestați împăratul și împărăteasa, sufletele perechi, flăcările gemene, altceva, vă puteți bucura de o relație stabilă fericită, pentru că regele și regina de monede de obicei
se înțeleg bine, dar sunt. N-au descoperit fericirea aia. Vum, vum, vum. Și totuși vă doriți. E o dragoste în sufletul vostru, ceva trăsnet. Și aici trebuie să renunțați voi. Eu așa simt. Dacă voi vedeți altceva... Unii dintre voi sau cineva cu planete în pești trag scorpion. Se simte trădat și își găsește o nouă direcție. Trebuie să zic și chestia asta. E posibil. Dar trecând peste multele mesaje pe care le văd și eu de cât am vorbit, mamă, iar o oră. Hai să luăm un sfat. Am zis, ia uite, un sfat și voi. Nu cred că vorbiți voi mult. Dacă vorbiți mult, vorbiți mai puțin și simțiți mai mult. Dacă vorbiți mult. Dar eu zic că unii dintre voi vreți să fiți stabili lângă o persoană specială. Onorați-vă sentimentele, ăsta e sfatul. Onorați-vă sentimentele, nu logica, nu obiceiurile, nu tradițiile, onorați-vă sentimentele. Dați loc și pentru așa ceva și apoi acționați, inspirați. Inspirați, da? Cam asta. Sper că v-a plăcut. Sper că v-ați luat mesajele. Viața e complicată, dar frumoasă. Chiar și în vremuri turburi. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau, ceau.